România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi, prieteni, o să stăm un pic de vorbă despre fibra morală și despre vinovăție. Și atenție, dilema pe care o analizăm ne va însoți câteva decenii. Traumele vor fi adânci și multe situații de nerezolvat. Așadar, cum ne purtăm cu rușii obișnuiți? Sunt ei vinovați de ce face Putin? Și cum o să ne purtăm cu ei în anii următori? După începerea războiului, Europa a luat o serie de sancțiuni care lovesc în cetățeanul de rând. E vorba de sancțiunile economice care golesc magazinele de la Moscova, împiedică avioanele să zboare. De fapt, sunt sancțiunile care îi sărăcesc pe ruși. Nu este niciun dubiu aici, toate sunt făcute ca populația să aibă o reacție și este de înțeles să fie așa. Țara ta a intrat în război, trebuie să poți să faci ceva sau să zici ceva. Doar că în Europa am făcut mai mult de atât. Rusia și sportivii săi au fost interziși la competițiile sportive, da? Sau vor trebui să se distanțeze, cum ar fi cazul lui Daniil Medvedev. Este de așteptat ca la Wimbledon să trebuiască să zică mai mult decât faptul că vrea pace în lume, cum a zis acum. Și o să mai fie cazuri, o să vedeți. De asemenea, multe instituții de cultură de pe planetă au hotărât să nu mai joace piese din Rusia, iar mari oameni de cultură au trebuit să plece, să părăsească instituțiile lor pentru că nu s-au distanțat de Putin, dirijori sau soprane celebre. Atitudinea generală a mapamondului față de oamenii din Rusia este acum de respingere. În România, la noi, directorul TNB, Teatrul Național, Mircea Rusu, a fost aspru criticat pentru că a refuzat proiecția steagului ucrainean pe clădire. El spune și că operele rusești trebuie jucate în continuare, iar directorul Centrului Cultural al Rusiei la București spune că unii copii din țara sa, care trăiesc aici, ar fi fost agresați la școală cu termeni ca ucigaș sau ocupant. E vorba de copii aici, da? Pe de altă parte, în Rusia, protestele sunt mici și firave. Din neștiință, din neîncredere sau prea multă încredere dată de propagandă sau, cu siguranță, de frică. Rusia este asaltată de ani buni de găști de mafioți, oligarhi și orice ieșire în fața guvernului sau împotriva acestuia te poate costa chiar viața, o știți bine. Nu e de mirare că toată lumea care ar putea să vorbească se teme. Aparatul de ucidere al lui Putin este complet pornit, iar cei care pleacă din țară mai nou sunt numiți trădători. Dilema pe care vă propun spre analiză sună așa. Dacă vrei să vorbești, poți muri, iar dacă nu vorbești, lumea civilizată te consideră părtaș la crimă. Cred că la fel ca în toată lumea, poporul rus este majoritatea sa cinstit și corect, așa mă gândesc eu, și că este prizonierul unor criminali. Pe de altă parte, știu că dacă bariera de frică sau de nepăsare în fața crimelor nu este ruptă, oamenii nevinovați vor fi uciși de bombe în continuare. Ce alege aici? Cum judecăm corect? 0372069599, îl repet, sunați-ne din toată lumea, că e aceeași problemă peste tot. 0372069599. Cum ne purtăm cu rușii obișnuiți? Sunt corecte sancțiunile culturale și sportive îndreptate împotriva acestora? Ce tip de comportament credeți că ar trebui să aibă aceștia față de Putin? Cum rezolvăm această dilemă, oameni buni? Nu numai pentru acum, ci și pentru anii următori. 0372069599. România în direct este și pe Facebook, mă uit acolo. Începem dezbaterea noastră cu Robert. Salutare, bine ai venit! Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua, dragi ascultători! Am foarte, foarte multe de spus legat de subiectul de astăzi, dar o să fiu cât se poate de scurt. Părerea mea este că da, ar trebui să existe asemenea sancțiuni doar pentru persoanele care sunt pro-Putin. Pentru că războiul ăsta nu este pornit de către Rusia, ci de către un debil de 70 de ani, care pur și simplu nu mai gândește. Adică, nu cum trebuie. Ai vrea? Stai așa, stai. Zice așa, că nu împotriva tuturor, ci doar cei care îl sprijină. Exact. Dacă ești... Îl susțin.
Dacă ești, de exemplu, soprana Ana Netrebko, care a plecat de la opera din Frankfurt, cred, da? Trebuie, ca să poți lucra în continuare, asta e teoria ta, ca să poți lucra în continuare, trebuie să zici, războiul este incorrect, concetățenii mei, treziți-vă, păi da, un act de ură. Păi da, dar trebuie să ne, ca să înțelegem chestia asta, scuză-mă că te întreb, ca să înțelegem chestia asta, noi trebuie să ne punem în locul lor. Ei acum au de ales ori între a juca ruleta rusească, adică să se gândească că, băi, mă omoară sau nu, sau să aleagă cariera. Hai să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat și ceea ce vedem pe Facebook, cum oamenii sunt pur și simplu săltați de pe stradă, pentru că au o foaie pe care scrie nu războiului. Haideți să, exact ce s-a întâmplat și cu teatru, adică dacă omul ăsta bombardează o clădire în care pur și simplu scrie că acolo sunt copii, vă dați seama ce poate să facă un influencer, pentru că un sportiv cunoscut sau o soprană cea mai bună și tot așa mai departe vine și îl atacă verbal pe acest nebun, atunci omul ăla se gândește, băi, îmi pun viața în pericol. Și dacă este să fac chestia asta, schimb ceva? Oamenii care au ieșit în stradă au schimbat ceva? Nu, nu fac altceva decât să-mi pun viața în pericol. Poate asemenea, nu vedem că schimbă, Robert. Poate informația circulă. Poate le dau curaj oamenilor. Poate unii cu ce a schimbat domnul Cătălin ceea ce a făcut acea ziaristă foarte curajoasă? Cu ce a schimbat? Doar că acum riscă câțiva ani buni de închisoare din cauza nebunului ăsta? Acum... Noi trebuie să ne punem în locul lor și să înțelegem. Oamenii sunt strânși cu ușa. Ei nu au cum să spună. Faptul că a venit și a spus vreau pace, mai mult de atâta nu are cum să spună. Adică omul chiar ne-a spus, băi, nu sunt de acord cu războiul ăsta. Dacă venea și spunea, da, sunt de acord cu Putin sau oricine este pro-Putin, da, merită cele mai drastice sancțiuni. Sportivii aceștia au muncit toată viața lor. Ei din asta trăiesc. Soprana respectivă a făcut niște eforturi, este talentată, adevărat. Este înzestrată. E adevărat, dar hai să ne gândim așa. Oamenii aceștia câștigă, uite, să luăm cazul lui Daniil Medvedev, că eu am și scris despre el în Gazeta Sporturilor, să discutăm aplicat aici. Daniil Medvedev câștigă zeci de milioane de euro în lumea occidentală, care sunt, desigur, plătite pentru munca lui. Dar milioanele de euro și faptul că ești în vârful piramidei vine și cu niște responsabilități față de societate, față de lume în general, față de oamenii care sunt în tribune. Nu poți să te faci... Da, responsabilitatea, în momentul când te înrolezi în armată, da? Te gândești că există riscul ca ceea ce se întâmplă în momentul de față, Doamne ferește, să te duci în război, să zici, ok, mă înrolez în armată, Doamne ferește, dacă vine război peste 20 de ani, posibil să mor. Asta este meseria pe care ți-ai ales-o. Sunt convins că haina militară, da. Haina militară, da. Exact, dar eu când eu devin tenismen și visul meu este să ajung cel mai bun, atunci eu ce fac? Îmi dau racheta din mână și îmi risc viața pentru o declarație care, sincer să fiu, nu are cum să schimbe nimic? Pentru că nu schimbă nimic. Oricine ar apărea acum, dacă oamenii pe stradă... Eu cred că fiecare om care vorbește schimbă ceva. Eu cred că despre asta e vorba. Omul ăsta a asasinat, a otrăvit pe cineva și nu a pățit nimic. Păi și nu o să rupă frica asta. Uite, colegii domnului Medvedev, care sunt tenismeni profesioniști, cazul ucraineanului, îmi scapă numele lui acum, îmi pare rău, dar există un coleg de top 100 care astăzi este pe linia frontului, da? Fotbaliști care sunt pe linia frontului, regizori celebri ucraineni. Domnul Cătălin, dumneavoastră acum, dacă ați fi în locul tenismenului, ați face o declarație cu riscul de a vă pune familia și viața dumneavoastră în pericol? Dar tu n-ai face-o, ca să pui întrebarea, tu n-ai face-o, înțeleg. Nu că nu aș face-o, dar m-aș gândi la viața mea și la familia mea, în primul asta rând. Asta e dilema pe care am spus-o. Eu acum, din păcate sau din fericire, mi-am ales o meserie în care trebuie să vorbesc, să spun ce gândesc. Dar asta e dilema pe care o avem în față. Și aici, cum să zic, emitem judecăți, am înțeles punctul tău de vedere, le respect, dar îl pun la încercare. Mie așa mi se pare firesc. Noi toți am trăit într-un sistem opresiv, nu? E adevărat că la noi în România, în anii 80, când am trăit eu, nu te mai omora securitatea. Dar în anii 50 te omora securitatea. Te lua de acasă și te ducea, te ascundea și mureai pe acolo. Și totuși oamenii au vorbit. Da, oamenii au ieșit în stradă, au fost săltați, aruncați în dube, a avut rival pe care l-a otrăvit și l-a vindecat Germania, a asasinat om pe stradă. Ce a pățit acest Putin? Nu a pățit nimic. Nu a pățit nimic, dar am înțeles punctul tău de vedere, Robert, mulțumesc tare mult. E foarte important și înțeleg acest punct de vedere. Sigur că oamenilor le este frică când sunt confruntați zilnic cu mafioți
când însuși Putin vorbește ca un lider mafiot și atrage atenția asupra faptului că poți muri, sigur că ți este frică. Dar ce faci ca societate? Ce faci mai departe? Lenche, am înțeles bine numele? Salutare! Nu e, nu? Am pierdut? Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo? Salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. Deci, legat de tema noastră, cred că toți cetățenii ruși au o răspundere morală, la fel cum și noi avem o răspundere morală legată de oamenii pe care alegem. Ok, la noi este democrație sau oarecare democrație, acolo este un alt sistem. Dar alegerile care le facem zi de zi pot să ducă spre astfel de deviații. Așa. Clar nu e moral și nu este bine ca acțiunile să fie îndreptate către populație, dar ei sunt mulți, ei pot să schimbe. Noi din exterior, ca NATO sau ca alte armate, intervenția ar fi mult prea catastrofală și cu prea multe riscuri. Dacă e să se schimbe ceva în Rusia, se poate face doar prin cetățenii ei. Acum, dacă privești cetățeanul de rând care lucrează sau muncește în Occident și care are performanță și mai departe, da, nu e moral, nu e etic ca să-i pedepsești sau să-i le pui să aleagă între pro-război sau împotriva războiului. Nu e. Dar și în 90 la noi au murit oameni, s-au sacrificat. Cred că toți trebuie să decidem și... Dar nu e moral, așa zici, că nu e moral sau etic să le cerem să se pronunțe împotriva războiului? Nu că nu e moral. E moral să le cerem să se pronunțe, corect. Ok. Dar societatea va face mai mult de atât. Adică vor apărea, cum am auzit înainte, de cazuri de discriminare, de repulsie, de alungare din societate și mai departe a cetățenilor ruși, care poate au sau nu au o tangență sau nu cu acest... regim al lui Putin. Asta se va întâmpla pentru decenii. Nu putem evita, se va întâmpla vreme de decenii, dar îți dau dreptate atunci când spui că oamenii simpli, așa cum sunt ei, cu puterile lor, pot să zică ceva. Și mai e un lucru pe care l-ai văzut foarte bine. Cetățenii ruși, mulți dintre ei, și-au făcut alegerea nu astăzi, când funia a ajuns la par, ci de 10-15 ani, când mediul de acolo s-a degradat, când au început să moară unul câte unul, da? Când a murit Ana Politkovskaya, când a murit Litvinenko, când a murit Berezovski. Sigur că pe Berezovski poți să-l urăști că ți-a furat țara, dar un semn de întrebare tot trebuie să-ți pui, da? Cine a mai fost? Familia Skripal otrăvită, alții care au zburat de la geamuri, au fost duși în pușcării când a murit când Navalny a fost atacat, da? Și au încercat să-l asasineze. Toate lucrurile alea s-au văzut, dar reacția a fost prea mică, reacția a fost prea puțină, dacă e să cauți o vinovăție. În egală măsură, din păcate, iartă-mă, chestia asta se întâmplă și într-o societate democratică. Ne plângi la fel, bine, repercusiile sunt mult mai mici la un nivel, adică ne afectează mult mai puțin, să spunem, corupția și alte fenomene mafiote care sunt, pentru că ori nu alegem bine, ori nu ne interesează sau nu ne implicăm. Lucrurile acestea se degradează în timp și pot să ajungă la acest fenomen, Putin, Hitler sau alte exemple. Faci de acest comparație gen între cei doi? Poate asta va fi o viitoare dezbatere, dar dacă ei poate va fi o viitoare dezbatere, dar pentru că ei pomenit în aceeași propoziție, se poate face comparație între cei doi? Nu m-aș hazarda să fac neapărat o comparație. M-am hazardat să spun că societatea, dacă nu reacționează, sau o să ajungă să ducă la deviații de genul acesta. Da. Aici ai dreptate. Aici ai dreptate. Mulțumesc tare mult, Cristian, drum bun acolo. Să nu uităm însă că de aproape 10 ani încoace, Rusia, spre deosebire de noi, spațiul democratic, este supusă unui experiment digital și de propagandă care are similarități doar cu China.
Da? Rusia a început să controleze internetul cu mijloace tehnice, dar și legale în urmă cu 10 ani. Există o societate de stat înființată de ruși care poate, pur și simplu poate să oprească democrația internetului, da? Să nu-ți mai dea licențe să operezi acolo. Rusia e pregătită să taie de tot internetul. Întreaga presă din Rusia vorbește la unison doar cum vrea puterea. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru mințile oamenilor și acum gândiți-vă că, așa cum facem noi în presa asta din România, proastă și slabă, și ne mai scuipăm între noi, vorba vine, înțelegeți ce vreau să spun aici, și ne spunem că ăia de la televiziunea cutare sunt vânduți și ei spun despre noi la rândule că suntem vânduți și nu știu ce, că deși limbajul nu ne face cinste, într-un fel, ăsta e un mare beneficiu pentru democrație, că avem voci diferite. Adică putem spune despre lucruri din societatea noastră diverse viziuni, da? Și că le confruntăm și că până la urmă adevărul iese la iveală. Dar la ei nu au parte de așa ceva, sau prea puțin. Aura, salutare, dilema o ai în față, cântărește-o și tu. Bună, Cătălin. Eu am o părere foarte puternică apropo de ce ar trebui să facă omul de rând și nu am ajuns la părerea asta ușor, adică de când a început conflictul ăsta direct, sunt numai cu gândul acolo, în mare parte a zilei și a nopții. Părerea mea este că oamenii care locuiesc în afara Rusiei și care trec prin astfel de, să zicem, evenimente de bullying sau de discriminare sau de și se plâng de treaba asta, ar trebui să țină minte că se bucură de o democrație a unui stat pe care în Rusia oamenii nu au, că ar trebui să folosească avantajul ăsta și dreptul ăsta pe care l-au să spună părerea, să se ducă la școala copilului și să spună în ședință cu părinții, noi nu susținem pe Putin, pentru că dacă nu e persoană publică, mă îndoiesc că Putin are securitatea atât de bine organizată și cu oameni atât de mulți încât o să mă urmărească pe mine Aura din Germania care zic că nu-s de acord cu Putin la școala copilului meu. Și ar trebui să ia poziție pentru treaba asta ca să evite aceste evenimente, pentru că oamenii au o voce. Și dacă ești într-o țară unde este democrație și ai dreptul să-ți spui părerea, tu ia-ți copilul de mână, pune un rucsăcel în spate și pune o pancartă în fața ta pe trotuarul ăla din Germania și zi, eu sunt rus și nu sunt de acord cu Putin. Fă treaba asta. Și dacă ai familie... Vedere, că te bucuri. Și dacă ai familie. Oamenii ăia din Mariupol nu au avut familii. Ba da. Adică, păi, o să spun exact ce a zis unul din liderii rușilor. Când moare 1-2, e o tragedie. Când mor mai mulți, e statistică, nu? Da, e adevărat. În Mariupol, dar acum e statistică. Când te duci să protestezi împotriva unui dictator, uite că folosesc eu argumentul ăsta, ți-e teamă pentru cei de acasă, pentru mama ta, pentru tatăl tău, păi care da, stau într-un apartament. Și alora din Ucraina le este teamă. Eu am avut discuția asta cu soțul meu. Eu locuiesc în Sibiu, sunt în centrul țării, nu sunt la Suceava, nu sunt la Galați. Și am întrebat ce facem dacă avansează chestia asta sau dacă vine o bombă și uite, tu ești la servici, copilul e la grădiniță și eu stai aici. Ce facem? Fugim undeva? Sau ne ascundem? Sau ce facem? Și am zis ce aș face eu. Că plec din sat și mă duc în pădure și îmi caut acolo o cabană și mi-am făcut un rucsac unde am un rând de haine și toate actele băgate. Da, în anul 2022 în Sibiu, în România. Vorbești serios că ai rucsac? Că ești da. A doua persoană care da. Sună. Nu, Sorin? E a doua persoană în 3 zile care ne sună și ne spune care e rucsacul pregătit. Vorbești serios? Da, am chestia asta. Am niște bani pe care vreau să investesc în casă și nu-i mai investesc, îi țin în cont, Doamne ferește. Am oprit chestiile mari pe care vreau să le fac anul ăsta și sunt atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Nu înseamnă că nu mi-e frică sau... Cum să zic, încerc să fiu pregătită pentru ce e mai rău și mă rog să nu se întâmple niciodată. Dar oamenii aia care sunt în țări democratice și sunt ruși și nu au frica asta a celor din Rusia, ar trebui să spună ceva. Și Daniil Medvedev, că pe el îl vede securitatea rusească. Da, inclusiv pe el. Inclusiv pentru el. Că sunt lideri de opinie și până nu ajunge Rusia la o masă critică care să zgâție sistemul ăla, ce îi așteaptă? Coreea de Nord? Adică, da, pare o Coreie de Nord, adică, nu? Pare o nu, Coreie de Nord ceva mai... Asta e. Oricum, la cât rău a făcut în astea 3 săptămâni Putin, generațiile următoare 3-4 de ruși or să fie stigmatizați și or să fie... Nu să mai aibă loc în comunitatea internațională. Adică omul de rând ar trebui să înțeleagă lucrurile astea, ar trebui să înțeleagă
și să-și caute surse de informare alternative. Și inclusiv aia din Rusia, aia cărora s-ar putea să le pese. Da. Sau aia care până acum au fost neutri și au fost indiferenți. Bă, eu sunt în Siberia, până ajunge la mine o bombă, pe mine nu mă interesează. Dar ai accepta și un punct de vedere care zice așa, uite, o doamnă care semnează Violeta scrie din Germania pe Facebook, aici sunt destui care sunt pro-Putin și vorbesc de ruși care stau în Germania de zeci de ani. Dacă oamenii ar spune acum că sunt pro-Putin, cum i-ai vedea? Fiind o țară democratică, fiecare are dreptul să-și susțină punctul de vedere. Bravo ție că ești pro-Putin. Hai să vorbim, hai să ne uităm pe dovezi, hai să. Dacă ești un om rațional, o să înțelegi că a fi pro-Putin după ce vezi niște dovezi care poate s-ar putea să nu facă click la tine, că dacă ești într-o țară democratică și ai acces la informația de aici unde nu e cenzură și tot ești pro-Putin, ia-ți un bilet de avion direct Rusia și încă mai întoarce. Mulțumesc tare mult, Aura. Cu cât rușii tac mai mult, cu atât sunt mai responsabili, ne scrie altcineva. Și dacă tac din frică că o să-i omoare? Marius, salutare! Bine ai venit la România în direct! Ne auzim în telefon, salut, să Cătălin. Știi. Nu mă asculta în radio, în telefon mă auzi. Nu, în telefon. Ok. Cătălin, în primul rând, legat de discuția pe care ai avut-o înainte, Ceaușescu a fost un dictator. Adică știm toată povestea, aproximativ vârsta ta, ceea ce se întâmplă atunci. Putin e un criminal. Deci ăsta e adevărul. Ceaușescu, ceea ce face Putin e să escaladeze din nou genocidul pe care îl practica Uniunea Sovietică pe vremea lui Stalin și mai departe, Hrușciov în sine. Acum, eu zic legat de problema e la popor, zic eu. Haide că tot vorbeam de Medvedev. Îmi place tenis, joc tenis, în fine. Uită-te la reacția lui Zverev. Bine, toți sunt cu lanț de aur la gât, fuduleala asta rusească, și uite ce atitudine au. Hai că am văzut și români. Zverev e un cetățean crescut în Germania. Știu la ce, știu ce povestești. Ne-au zis oamenii aici la emisiune că atitudinea rusului obișnuit e un pic arogantă, că le recunoști ușor când ești... Da, de fudulie, da, corect. Da, ok, bun, și ce ne zice asta? Adică către ce ne îndreptăm, Marius? Da, către ce ne îndreptăm, eu zic că Putin o exacerbează. Deci Putin este o stemă a Imperiului Țarist pe care el vrea să recompună și tot rusul ar fi mândru, apropo de rușii din Germania, ca Rusia, nu știu, odată să ajungă să cucerească Germania. Cred că în mintea omului de rând există și așa ceva, după ceva vodcă sau fără ceva vodcă în ziua respectivă. Ce spui tu aici este că mai e o parte a discuției și anume că multora dintre ruși li se pare perfect normal, cu sau fără propagandă, ce se întâmplă acum. Că Putin are susținere, nu că are un popor acum care e împotrivă și tace. Asta spui tu. Corect. Că poporul lui e și el împărțit ca fiecare om. Da? Și el călărește un val monstruos aici. Dom'le, ce bine le facem la ăștia. Da, eu așa zic. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Fiindcă altfel, în fine, s-ar întâmpla ceva. Și apropo de rușii sau rusofonii care pricep, până la urmă, sau au ajuns să priceapă de ceea ce se întâmplă cu politica sovietică, rusească, de ce nu fuge nimeni în Rusia? De ce fug toți în Occident? Ia să-i văd pe aia din Odessa, că granița e numai la un pas și Ucraina lui, Crimea, pardon, a lui Putin e acolo. De ce nu fac un pas în partea aia? Ajung să baricadeze, să lupte cu ceilalți. Uite, potriva rușilor. Am o curiozitate și vreau să-mi explici așa în 30 de secunde. Sigur că și Hitler a avut susținere în Germania, da? Și că multă lume l-a iubit, l-a votat. Hitler a ajuns prin vot, da? După care au venit anii nenorocirilor și lumea s-a prins. După care poporul evident că s-a rușinat. Cea mai mare parte, imensa majoritate, au văzut, domnule, era un dement ăsta, nu ai cum să susții așa ceva. Au început nenorocirile în Rusia nu de acum. Crimele, bocancul rusesc, sunt de câțiva ani încoace. 10-15 ani, tot intră în stânga, în dreapta, intră peste țări, face tot felul de... totuși, susținerea lui rămâne acolo. Cum o fi asta?
Nu știu, eu încă o dată zic, da, și la problema economică, dacă s-ar gândi un rus, băi, Rusia asta e enormă față de Italie și avem același PIB anual? Unde suntem? Da, adică ne fudulim, că ăsta e cuvânt ardelenesc, cu niște arme pe care le plimbăm pe sub nasul Occidentului o dată pe an. Și în rest, noi ce facem? Vorba aia, suntem o benzinărie, că până la urmă asta e. Benzinărie. Rusia. Mulțumesc tare mult, Marius. De ani de zile, Rusia, dar nu de ani, de acum, de sute de ani, Rusia s-a purtat cu toată lumea din jurul ei ca un agresor. De multe ori, în fibra administrației rusești, agresiunea este, cum să zic, norma. Trebuie să studiați istoria Ucrainei și modul în care Rusia a coborât peste Ucraina sute de ani, încercând să ocupe, pierzând la un moment dat în favoarea ucrainenilor, apoi ocupând din nou și așa mai departe, dar mereu căutând să ocupe zona respectivă și nu numai. Probabil că de-a lungul zecilor de ani li s-a creat multora o senzație că Rusia este îndreptățită la aceste teritorii. După care, în anii 90, pierzându-se această uriașă putere, lumea a trăit o dramă și a zis, da, parcă era mai bine în Rusia Mare. Poate de aici vine sprijinul. Totuși, noi cum îi tratăm pe ei? Gabriel, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătălin. Te ascultăm. Păi e simplu, na, acum dacă stăm să ne gândim la cum îi tratăm pe rușii care sunt colegi cu noi sau care sunt parteneri cu noi sau care sunt efectiv tăcați din Rusia, ar trebui să-i tratăm așa cum îi tratează pe cei ai noștri din diaspora, din Spania, din Italia, din toate cele. Adică ăștia săraci n-au nicio vină. Ok, acum rămâne la atitudinea noastră să vedem ce gândesc, cum își exprimă gândurile, cum își exprimă poziția față de situația dată. Acum eu n-aș vrea să fiu răzbăcios, dar gândește-te că acum ceva, nu mult timp, o lună, două, a fost o actriță celebră care e la noi, Tania și mai știu cum scapă numele, care a apărut la televizor cu zita-i tricoul Putin. Am scăpat momentul, sincer, dar acum aflu de la tine. Era E româncă sau rusă? Nu, e rusăică, care okay. E căsătorită cu un român. Și era la o emisiune de gătit. Aha. De cooking show. Am înțeles. Tania și nu mai știu cum. Ok. Acum, na, fiecare rus e cu gândul lui. Că până la urmă aici trebuie să facem diferența, că sunt ruși care sunt cu Putin, sunt ruși care sunt împotriva lui Putin, iar comportamentul nostru ar trebui să fie selectiv, așa cum e și adică, gândirea lor până la urmă. Dacă lucrează la noi, cum a fost cazul celebrilor oameni de cultură, da, soprana și dirijorul respectiv, cărora li s-a cerut o poziție anti-Putin, nu? Adică asta ți se pare corect, îmi spui. Dom'le, dacă vă poziționați împotriva lui Putin, mai lucrați aici. Dacă susțineți războiul și moartea unor, nu? Dar cum? Nu. Tocmai asta este, că nu pun. Nu spun asta. Nu e vorba de o poziție publică. Pentru că o poziție publică în momentul de față vis-a-vis de Putin e condamnat la moarte sigură. Nu, eu mă refer la cum mă comport eu ca om de rând, un coleg rus, soprană sau ciofia, da? Și să zic că, băi nene, uite, asta se întâmplă. Dacă ea are o atitudine pro-Putin, atunci automat și atitudinea mea va fi pe măsură. Dacă nu este o atitudine pro-Putin, că putem să influențăm. Păi nu te spera pe mine, Cătălin, dar a fost o știre la Europa FM în care se dădea citat dintr-o fetiță de 18 ani care încerca să-și convingă bunicii ruși că tot ce se întâmplă e real. Și nu a reușit. Da, știu, sunt sute, zeci de povești de felul acesta. Dacă o nepoată nu reușește să-și combine bunicii
nepoata fiind acum la noi, cu mama ei. Dacă ea nu reușește să-și combine bunicii, ce șanse are Medvedev sau mai Șarapova sau mai știu eu cine? Dacă sunt mai multe voci, nu reușesc chestiunea asta? A reușit oare aia, cum o cheamă, am uitat, de la televiziunea rusă, care a apărut cu pancarta? Poate n-a reușit azi, reușit? Dar astea se întâmplă în timp. Am văzut cum se fac revoluțiile și la noi. E vorba de mai multe seve care se adună în timp. Îți mulțumesc tare mult, Gabriel. Toate lucrurile astea au timp. Nu se întâmplă de pe o zi pe alta, apeși un buton și iese o revoluție. Nemulțumirea fierbe, bocnește. Curajul se bizuie pe o grămadă de oameni care vor ieși la un moment dat. Cu cât sunt mai mulți, cu atât legăturile dintre oameni vor fi mai puternice și curajul lor mai mare. Cineva spune că pe Facebook ce discutăm noi aici e relativism moral. Da? De ce ar fi relativism moral? Pentru că nu există decât un punct de vedere și anume acela că toată Rusia trebuie să se opună războiului. Da? Cred că e mai complicat de atât. Și cum te porți cu rușii care se opun războiului? Da? Adică la ei cum te uiți? Fie că sunt în țară sau în străinătate. Dumitru, salutare, ești la România în direct. Salutare. Eu sunt, cred că, un pic mai drastic, să zic așa. Spuneai la începutul emisiunii că, dacă este corect, că toate aceste măsuri luate de Europa și de America și de se răsfrâng asupra rușilor de rând. Nu, atenție, eu am făcut o separație, am zis așa. Sancțiunile economice îndreptate împotriva Rusiei sunt corecte. Nu există altă cale. Asta e, exact, dar punctul meu de în vedere. Același timp ai spus că se răsfrâng și asupra rușilor de rând. Da, nu da, neapărat... păi și așa sunt intenționate. Bun. Nu sunt asupra... Dar toate aceste acțiuni nu se răsfrâng ale Rusiei, nu se răsfrâng și asupra noastră ca și cetățeni de rând și nu numai din România. Vorbesc acum de prețuri crescute, de tot ce înseamnă. Sigur și atunci... cred că, hai, cei din interiorul Rusiei, să zicem că nu au acces la informații, că nu au internet, că sunt ținuți în lipsă de informație și sunt spălați pe creier. Dar cred că cei din afară ar trebui să ia atitudine cât mai multă și să spună răspicat, nu, cum spunea interlocutorul tău de mai înainte, doar în cadrul restrâns. Cred că ar trebui să o spună cu toată puterea și când spui tu, păi au familie, tocmai ca o familie să facă lucrul ăsta. Eu te pun la încercare, pentru că... picătură cu picătură, să știi că se umple oceanul. Asta zic și eu. Și eu le cer același lucru sportivilor și personalităților culturale ale Rusiei, care sunt lideri de opinie fiecare în domeniul lui, și eu le cer același lucru. Eu cred că dacă ești Daniil Medvedev sau Maria Șarapova, după caz, ca să dau exemple la îndemână, ai o obligație morală față de sportul tău, munca ta și susținătorii tăi de pe glob ca să te opui acestor chestiuni, să spui ceva. Chiar dacă și vor exista repercursiuni. Nu o faci, înseamnă că ești de acord cu ceea ce se întâmplă. Da, acum, sigur, aici vezi... Că și neutralitatea asta nu poți să te ascunzi în spatele unei neutralități, că pe mine nu mă interesează sau pe mine nu mă afectează sau pe mine mi-e frică de ce se va întâmpla. Aici trebuie să fie alb și negru, simplu. Ok. Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere tranșant. Acum, în viața oamenilor, situațiile nu sunt albe și negre. Noi le-am dori așa și desigur că în această situație așa trebuie să fie. Pe de altă parte, nici eu nu știu, sper vreodată cineva să aibă ocazia să-l intervieveze pe domnul Medvedev sau pe alții și să zică, da, de ce nu vorbești? Cine știe ce vom afla? În orice caz, cred că este obligat să vorbească. Antonio, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea. Am sunat în legătură cu subiectul pe care îl tratați, vreau să vă spun următoarea chestiune. Bunicul meu, fiertat din partea mamei, s-a născut în Bucovina, lângă Cernăuți, prin 28. Și în 40 și ceva, după ce rușii au luat
Bucovina, a venit în partea asta a României, România noastră. Acolo, în Bucovina, lângă Cernăuți, în sat, așa au rămas rude pe care ulterior noi le-am vizitat în anii 80 până 90. Mergeam acolo în vizită. Vreau să vă spun că aproape toate rudele care erau acolo, care au rămas în Bucovina luată de ruși și după aceea a devenită Republica Ucraineană, toți se considerau ruși, nu se considerau nici români, nici ucraineni. Nu fuseseră rusificați, nu au fost luați, alte rude au fost mutate în Kazakhstan, mă rog, dar cei care au rămas acolo se considerau ruși, nici măcar ucraineni, nici măcar români. Okay. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că societatea Federației Ruse și în Ucraina în special, e împărțită în funcție de anul nașterii. Mulți care sunt născuți înainte de căderea comunismului și care practic au făcut o școală și au amintiri și au copilăria într-o anumită societate făcută, unii chiar cred că sunt chiar nostalgici după comunism. Cei mai tineri vor libertate și vor o Europa exact... Au alte valori, este, trăiesc într-o exact, lume digitală. Se raportează la alte valori. Creierul lor e deja în Europa, chit că fizicul le este în Ucraina sau, absolut, sau la Moscova. Absolut. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu cum... eu, cel puțin, n-am nicio problemă să tratez un rus ca pe orice altă persoană. Numai că, vedeți, contextul actual este oarecum, hai să spunem, similar celui din al doilea război mondial, când chiar dacă erai german și n-ai fost pe front, probabil erai privit cu o anumită ură, cu resentimente, cu, deși nu avea nicio legătură cu armata germană. În egală aici măsură... Cred că trebuie să lucrăm cu mentalitatea oamenilor. Într-adevăr, cei care, și aici mă refer la oamenii de afaceri, pentru că și în România sunt oameni de afaceri, am lucrat o perioadă în sistemul bancar și aveam oameni de afaceri care veneau să facă fel de fel de tranzacții și erau de origine rusă și aveau afaceri în industria metalelor, transferau fonduri. Acum nu știu, cineva trebuie să urmărească fondurile alea, dacă mergeau aici chiar la el la casă. Aici e o problemă sau... separată. Da, mulțumesc tare mult, Antonio. Trebuie să ne oprim aici. Despre sancțiunile economice vom vorbi altă dată. Eu cred că marile voci ale Rusiei, în primul rând, sunt datoare să vorbească. Da. Chiar dacă ar putea să sufere consecințe. Cu cât sunt mai mulți, cu atât va fi mai bine. Nu știu în ce măsură fiecare cetățean din poporul rus va putea să vorbească sau să va găsi curaj. Dar atunci când vocile care sunt văzute pe toată planeta vor vorbi, atunci lucrurile se vor opri mai ușor. Asta a fost România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.